Salut, Tauri! Voi face jidirea pentru perioada 1 decembrie, 15 decembrie, o perioadă mai puțin tensionată, cu o piramidă de pământ pe Jupiter, cu triunghiul minore, dar și cu uh, o lună nouă în Săgetător, pentru care veți primi horoscopul, dar și uh, lunele și spațiul tarotului ermetic pentru luna nouă din Săgetător. Haideți să vedem această perioadă ce încercări va aduce. Iată, vorbim de uh, relații din trecut, persoane de care ați spus legați, uh, în tinerețe, în copilărie, acum le revedeți, vă bucurați de această prezență. Deci, aceste flori prezente, dacă le observați, șase cupe pline cu flori, reprezintă bucuria voastră de a vă revedea. Și nu sunt orice flori, sunt crini care arată totuși și înțelepciune și Bucuria voastră de a vă reîntâlni cu aceste persoane. Începem cu voi. Voi aici aveți un nou de Am spune că aveți o perioadă de stagnare. În care ar trebui să vă gândiți la dreptate, la adevăr, dar, bineînțeles, să vă ascundeți scopurile pentru a depăși această stagnare, fiindcă, de obicei, este o stagnare impusă de persoanele care nu vă agrează. Și putem spune că veți reuși să depășiți această perioadă. În schimb, legat de fericire o aveți pe Venus. Venus împărăteasa, împărăteasa aveți semnul lui Venus aici, împărăteasa care vine și vă oferă, vă dăruiește abundență, fertilitate, lângă ea avem această apă, este o apă a vieții. Poate să reprezinte pentru unii o iubire, poate să reprezinte uh, secrete pe care le veți afla, uh, lucruri care să vă aducă fericire, împliniri, uh, dar întotdeauna, deci această fericire pentru voi, va fi protejată de Venus, uh, care vă spune totuși doriți-vă ce este posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Ea are și autoritatea de a vă aduce acea fericire. În schimb, legat de cunoaștere, studii, examene, călătorii, aveți blocaje, dar sunt blocaje pe care voi puteți să le depășiți. Aveți tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste blocaje, pentru a ieși foarte repede dintr-o stagnare. Deci pentru voi acest domeniu de viață nu va fi o problemă. Poate să fie mai mult o problemă legată de personalitatea voastră, de sănătate, de uh, iubire, resursele, tot ceea ce reprezintă resurse și carieră, resursele voastre, aveți o arcană majoră, temperans, cumpătare. Am putea spune că sunteți stauri, într-adevăr, dar vreți să fiți și cumpătați. Vreți să țineți totul sub observație. Nu vreți să vă scape nimic, totul să fie în echilibru. Acest înger al cumpătării, el realizează acest echilibru al energiilor și am putea spune că vă doriți să ajungeți într-o anumită postură, să stăpâniți anumite lucruri, dar în același timp s-ar putea să vă doriți să vă aduceți o persoană în puterea voastră. Deci, vorbim de resurse, de bunuri materiale. Cred că cumpătați foarte bine o investiție sau uh, cheltuielile pe care le aveți. Și la locul de muncă sau legat de sănătate, vi se ascunde ceva. La locul de muncă, poate cineva a făcut un înscris care nu este adevărat, nu este corect, sau poate legat de sănătate. Uh, Poate că ă, cineva nu vrea să vă spună adevărul despre ă, o situație pe care o aveți sau pur și simplu nu poate să afle acest lucru. Este ceva ascuns. Este ceva care ă, este ca și cum ar fi furat. Adică. Ă, poate că simptomele voastre, eu știu, dacă unii dintre voi ați avut probleme de sănătate, nu sunt atât de clare și nu poate cineva să vă pună un diagnostic prea ușor, fiindcă aici rămâne ceva ascuns. Fie că e vorba de locul de muncă pentru unii dintre voi, cineva vă face un înscris prin care chiar vă aduce o pagubă sau vă aduce niște probleme, iar alții poate că aveți o problemă de sănătate. În ceea ce privește uh, cariera, uh, voi vreți parcă să urmați un prinț de monede. Este vorba de un bărbat tânăr cu ascendent zodie în fecioară. Este un bărbat care știe să acumuleze, știe să-și folosească energia, călătoriile pentru a acumula bunuri și uh, este un exemplu, poate pentru voi, în uh, a vă urmări cariera voastră, am zice, ceea ce vă doriți voi să obțineți în viață, poate din punct de vedere social, poate din punct de vedere profesional sau din punct de vedere al familiei. Și iată să vedem mai departe comunicare, contracte și relații. În comunicarea voastră cu surori verii vecini, în relațiile pe care le aveți cu aceștia, poate să fie și o femeie, o femeie peste 50 de ani, o regină de cupe. Adică o femeie cu ascendent zodie, lună plină, în rac. O femeie care este sensibilă, sentimentală, romantică, își arată interesul pentru strămuși, pentru familie, pentru natură, S-ar putea să fie o relație și o comunicare cu această persoană între voi, să aveți o discuție, dar veți constata cu timpul că această femeie este foarte instabilă, adică ea întotdeauna pentru ea primează anumite lucruri și mai puțin ce stabilește în discuții cu voi. Contractele, asocierile, procesele, poate chiar și o logotnă, vă aduc o dispută. Un cinci de băte. Aveți o răfuială, o dispută, mici bârfe, mici minciuni. Încercați să luptați, să câștigați. Dar niciodată nu veți ști cine câștigă și cine pierde. Este mai mult o agitație, pare mai mult un joc al copiilor. În aceste contracte. În schimb, legat de relațiile voastre cu prieteni, cu protectori, asociații profesionale, acestea sunt sub un semn al sacrificiului. Sunteți scos țapii spășitor. Ceilalți consideră că voi sunteți vinovați, că ați ajutat o persoană, că ați, să zicem, promovat o persoană într-o anumită funcție și acum ceilalți vă arată pe voi, deci și vă sancționează prin a vă impune o stagnare, a vă impune uh, o relație de uh, rezervă, adică, cum să spun, uh, o marginalizare. În aceste relații ale voastre o să vă treziți marginalizați. Dar dacă vă schimbați concepțiile, veți depăși aceste etape. Familia, căminul, schimbarea, transformarea, renașterea, și karma voastră sau sacrificiu, aici avem un cinci de cupe. În familie, în cămin, în relația cu părinții, relația cu partenerul de viață, veți fi dezamăgiți. Nu o să vă convină ceva, vă ne mulțumește ceva. Voi v-ați fixat un scop și nu puteți să ajungeți la scopul pe care vi l-ați fixat. Aveți acest blocaj, râul din fața voastră. Aveți două cupe în spate, puteți să folosiți cele două cupe și să ajungeți să traversați acest râu. Efortul este foarte mare și vă creează o stare de nemulțumire. În schimb, șase de băte. Schimbarea voastră este în a privi blocajele. Acest blocaj este un blocaj care depinde de corectitudinea voastră. Dacă voi aveți o atitudine de co corectă, de dreptate, de adevăr, veți reuși să deblocați această situație. Deci este o schimbare din punctul vostru de vedere cum priviți această blocaj. În ceea ce privește un rege de spade, ne gândim la un bărbat cu ascendent zodie învărsător, un bărbat în vârstă, un bărbat care este exigent, este sever, dar este și o persoană care își permite să emită niște judecăți, o persoană care își permite, își permite să emită niște principii, niște reguli care vă sunt impuse în final să le respectați iar voi trebuie să faceți un sacrificiu să respectați aceste reguli. Deci, în mare, am putea spune că aveți o perioadă cu blocaje. Blocajele sunt mai mult datorită vouă, cum priviți voi relația cu ceilalți și veți putea să depășiți aceste blocaje, fiindcă aveți cam tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste blocaje. Trebuie să fiți corecți, să primeze dreptatea, adevărul și veți reuși. Așa cum am spus, în fericire, aveți aici uh, Venus, mica benefică, care poate să vă aducă o perioadă pasională. Aceasta ar fi citirea pentru voi. Eu vă doresc uh, numai bine și nu uitați, veți primi horoscopul, veți primi și runele pentru luna nouă din Săgetător. Dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!